înțeleg, pentru că nu am cerut niciodată nimic, nu am zis niciodată nimic și mi se pare prostesc ca unul... Eu am vrut și eu să ajut, am văzut o inițiativă și am zis că pot și eu să fiu mai bun, dar aparent sunt mulți oameni care sunt doar egoiști și vor doar ei să fie buni. E ok. Mersi. Altfel nu pot să înțeleg toată nebunia asta. Mulți nu știu trecutul și mulți nu știu ce înseamnă să aștepți Crăciunul, să te uiți la vecini, cum ei împodobesc bradul, tu să nu-ți permiți saloane și să aștepți sfârșitul lui ianuarie să arunce ei bradul și tu doar să te uiți la pungile de saloane goale și să le miroși. Atât. Mă rog. Unii cred că tot ce am a venit așa, nu știu, și când intenționez să fac ceva bun, nu, că nu e bine, stai un pic, cum îți permiți? A zis el că face ceva bun, super. Bine, locuitorilor, hai să discutăm, hai să vedem care e șmenul, hai să analizăm, hai să vedem care e treaba. În caz de nu știi ce se întâmplă în momentul ăsta, e complet ok, îți explic foarte scurt așa cât să pricepi. Acum o zi sau două am postat un clip în care eu am înființat sau am inițializat o campanie în care am zis hai să ajut un om sărman. Văzusem asta la alt vlogger din Moldova, Ilie, și am zis ok, super, hai că pot și eu. Nu am menționat deloc, nu i-am făcut anticampanie, nu apare numele lui deloc în acel clip. Și nici în momentul ăsta, nici în clipul ăsta nu o să vorbesc de rău de el și nu o să îl jignesc. Doar o să-mi exprim o opinie, poate e greșită, poate nu, dar este o opinie liberă și am dreptul. Ce s-a întâmplat? Unii au luat-o la mișto, alții au trimis și au zis, bă, ăsta face mișto de tine și ceea ce nu e bine pentru mine. Știți foarte bine, țin foarte mult să-mi fac reclamă pozitivă pe canal și să vă instig la chestii pozitive. La care el chiar s-a simțit ofensat și a zis, bă, ăsta chiar face mișto de mine? Unde? Unde? Unde am zis Ilie nu face bine? N-am zis niciunde. El a încercat să ia legătura cu mine, dar nu poate că pe Facebook e blocat. A încercat după aceea să-mi lase un comentariu pe YouTube. Nu poate, pentru că comentariile sunt controlate de mine și evident că nu l-am aprobat. Și după aceea a încercat să intre în contact cu un prieten care zice că mă cunoaște și să vorbim prin el și am zis că nu mă interesează. Cam asta s-a întâmplat în ultimele două zile. Plus că ați văzut multe și pe Facebook. Fiind disperat și zic, bă, ăsta ce face? Mi-a mie... spotlight-ul, mea mie, nu, n-am zis nimic, n-am zis donați la mine, nu donați la el. Ai, uite, mergi și donați la el dacă vreți, na. La care el ce face? Răspunde la un comentariu, nu l-am salvat pe tot pentru că timp și n-am chef, sincer. La el pe canalul secundar, cum că da, am încercat și eu să iau contact cu el, dar m-a blocat pe Facebook și ăsta este comentariul care l-am trimis. Nu e tot comentariu, dar se înțelege din ce a scris bine în română, evident. Ați văzut asta și pe Facebook. Iar după aceea i-am răspuns la comentariu și am fost foarte pozitiv, n-am fost negativ deloc. Nu am zis, băi, de ce te iei de mine? Chiar i-am zis, băi, tu ai mai mulți abonați, asta înseamnă că ești mai bun, nu? Că așa v-am învățat și voi, nu? Asta înseamnă, abonați egal calitate, nu. Florin Salam, 40 de milioane, stai. I-am răspuns că eu doar am vrut să... Am luat o inițiativă văzând la el și pentru că îl admir așa de mult, am zis, băi, ce tare, în sfârșit face cineva ceva bun, hai să fac și eu. El a luat-o foarte aiurea asta. După aia și-a mai bătut joc și de mine, cu, știți, când mi s-a întâmplat atunci când mi-a furat PlayStation-ul. Mi-a furat PlayStation-ul și telefonul ăla, mai țineți minte? Și-a bătut joc și de asta, mă rog. Ce vrea el să facă? Poate nu știe, poate nu-l urmărești, ceea ce e complet normal. A pornit o campanie în care dorește să strângă bani ca să ducă la orfelinat anumite dulciuri sau chestii pentru copii, ceea ce e perfect normal. Știți părerea mea, nu trebuie să filmeze asta, nu trebuie să faci o campanie și nu trebuie să ne arăți cât ești tu de bun. Asta e strict părerea mea. Și ar putea să zic că asta e din nou.
exprimare liberă, am voie să spun, este o opinie, poate e greșită, poate nu. Deci, ce se întâmplă în campania aia? Eu am văzut clipul și am zis, ok, hai să dau click, poate mă trimite la UNICEF, poate mă trimite la orfelinatul respectiv să ajut, poate o inițiativă, de ce nu, hai să vedem. Și când dau click, mă trimite către un GoFund. Știi ce e GoFund? E un fel de Kickstarter, e un fel de pagină unde să strângi fonduri, pui o limită cât dorești tu să strângi și oamenii donează și văd, bă, da, uite, pentru asta vreau să, ăsta e proiectul, pula, din asta. Limita de bani era 5.000 de dolari. Nu știu dacă știi ce înseamnă 5.000 de dolari. Hai să vedem, cât e 1.000 de dolari? Hai să presupunem că e 40 de milioane, deși cred că e 44. Vorba vine, euro e 44 de lei. 4,40 lei, dolarul cred că e 3 lei și ceva. Hai să presupunem că 1000 de dolari e 40 de milioane. 2000 de dolari 80 de milioane, 4000 de dolari 160 de milioane. Stai, ce? 200 de milioane? Sunt așa scumpe mandarinele și ciocolățile? Sau ciocolatele? O ciocolată? La care și a zis în comentarii gen arătați clipul părinților și încurajați părinții să doneze. Fiind conștient că are o audiență de copii care nu pot să doneze, cum a fost și treaba cu voturile, când probabil nu insinuăm nimic, nu știu nimic, doar zicem, a fost contactat de cineva care a candidat și el a făcut campanie și el a pierdut și el a zis că a câștigat Donald Trump și e complet ok. Dar când a câștigat în Moldova, nu era ok, pentru că nu era susținătorul lui. Of, of, of. Ce vreau să spun? Deci, practic, banii ăștia veneau la el și el se ducea și ajuta orfelinate și din România și din Moldova, am înțeles. O inițiativă bună, doar că am explicat. Nu mi se pare ok să împingi copiii să te ajute pe tine. Să faci un clip în care tu te duci și arăți cât ești de om bun. Deci, practic, este o reclamă plătită de voi. Nu e prima oară când el face asta. Mai are clipuri în care se duce pe stradă. Sunt un pic mai micuțe pentru că buget. Se duce în parte pizza, se duce la orfelinat în parte plase cu dulciuri. E complet ok. Deși de preferabil să nu filmezi asta. Și ce face? Acum, bă, uite, am o audiență mult mai mare. Aș putea să meargă mai bine. Presupun. Așa că copiii o să se ducă la mami și la tati, hai te rog, hai că e pentru o cauză nobilă, părinții o să zică, bine, lasă-mă în pace, poftim ea. Sau mai rău, cazul cu cardul și știm toată lumea. Ar fi atâta de spus și nu știu, am locuitorii mei care mă înțeleg că e complet normal. Acum, în țara asta nu există nimeni. Eu sunt singurul care are tupeu și care nu este interesat. Nu e, ăsta nu e un scandal, boss. Ăsta nu e un... Zic, cum era tâmpenia aia versus, cine a fost? Hai, Codrin Bradea versus Smenta, nu știu. Nu. Eu sunt Sucre și îmi spun o opinie, da? Tu poate ești de acord sau nu, nu este niciun cancan aici, analizăm o treabă, poate îmi dați dreptate, poate nu. Dacă vrei să faci o faptă bună, du-te frate și fă-o. Dacă chiar ești o persoană publică și vrei să instigi la fapte bune, postează pe Facebook, na. Nu fă un big deal din asta și nu scoate bani din asta. Pentru că de obicei clipurile tale cu mă duc să ajut devin semi-virale, mă rog. Și apar și în media și money, money, money. Asta mă deranjează. Nu pentru că simt invidios că vei, că și eu pot să mă duc. Și am arătat. Ați văzut când am donat cornul ăla și... A? Hai că băia bun, nu poți să zici. El ce a văzut? Cum a îndrăznit ăsta să vorbească de mine? 28.000 de abonați, ăsta e un nimeni. Apare nu, pentru că te deranjează. Mie nu-mi pasă de abonați. Nu că nu-mi pasă de locuitorii mei, am mai explicat asta. Mie nu-mi pasă de cifre, gen. Mie pasă de oamenii din spatele cifrelor. De aceea nu mă vezi la conferințe, nu mă vezi la întâlniri, la nu știu ce, cu alți youtuberi. Vai că suntem, ei, ceau, sunt cu... Și da, și suntem prieteni, de fapt. Da, 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 bine, hai, du-te, următorul, vine. Hai, hai că-mi trebuie pentru thumbnail. Să facem vizualizări, colaborări, că așa se face YouTube. Babule, trăiți iar neamul. Nu vreau, zi, audiența voastră, și de asta nu mi-este frică și nu mă deranjează și pot să spun ce vreau. Pentru că dinaintea ta aici, sunt de 4 ani, și pot să spun ce vreau pentru că mi-am creat publicul așa cum am,
Am zis, bă, vreau oamenii mei, mă. Înțelegi? Nu știi tu ce e, lasă așa. Vreau oamenii mei care mă înțeleg, cu care pot să stau la o bere, la o discuție, să fie totul frumos. Nu îmi trebuie vedetă, nu sunt vedetă, nu ești mare fan, ești doar un locuitor de-al meu, eu sunt conducătorul vostru și împreună mergem la bătaie. Nu chiar bătaie, că bat băieții de la bordul magazin. De aceea tu nu ai ce să-mi faci. Poți să faci clip despre chestia asta, poți să faci ce vrei tu. Pentru că eu, față de alții, eu nu depind de tine. Eu nu depind de audiența ta. Oamenii mei nu sunt la tine. Și oamenii tăi nu sunt la mine. De aceea îmi permit luxul să spun ceea ce vreau. Nu gen cum sunt alții care am mai văzut că... Da, nici mie nu-mi place, nu. Și după aceea trec peste principiile lor pentru că bani și pentru că audiență și realizează, stai frate, că și eu am copii în audiență care nu înțeleg nimica. Aoleu. Și nu pot să fac mișto de ăsta. Că după aia copiii de la mine pleacă doar la el. Îmi distrug canalul. Nu, oamenii mei o să rămână aici. Pentru oamenii mei mă înțeleg. Și îmi știu ironiile, îmi știu sarcasmul și râd împreună cu mine. De când am postat clipul ăla am primit o grămadă de mesaje sau chestii sau, bă, bravo, da, mă rog, mulțumesc, bravo, hai să fim noi tari. Nu știu, frate, e oribil ce se întâmplă. Nu e sfârșitul lumii, dar... Și încetează să mai spui că ai dus-o greu. Cu toți o ducem greu. Orice problemă ar fi. Și eu am avut părinți despărțiți. Și eu filmez într-o cameră de 12 metri pătrați. Tu cer 200 de milioane, eu am luat 8.000 de lei de la bancă ca să pot să fac treaba asta ca un hobby, nu ca un business. Pentru că îmi place. Și știu oameni care stau săraci între 4 pereți de carton. Și eu o duc greu. Eu acum am venit de la muncă și în loc să stau să mă uit la un film sau să mă duc la un film să vorbesc cu oamenii mei, stau să-ți explic ție. Dar mă vezi pe mine că mă plâng? Mă vezi pe mine că vin aici și caut simpatie și zic, bă, locuitorilor, dați-mi niște like-uri, niște share-uri, ha? Hai, bă, hai că vă sunteți oamenii mei, bă. Hai, bă, mă vezi pe mine? Mă vezi pe mine că mi-arunc trecutul de fiecare dată? Nu, frate, ziua de mâine e importantă. Dacă am realizat ceva astăzi, foarte bine. Am discuții cu oamenii mei. Bă, să vedeți ce am pățit atunci. Și e o discuție interesantă, pentru oricărui om îi place să învețe ceva din greșeli. Sau mai rău, se spună că e prostănac atunci când le repetă. Și de ce discută lumea despre tine când vrei să fii un om așa de bun? E simplu asta. Eu am 23 de ani. Și pentru mulți oameni, aparent, ca mine, de vârsta noastră, care muncim, nu ne poți prosti. Copiii poți prosti. Vrei să faci o faptă bună? Spui că nu-ți permiți, că e un proiect prea mare? Păi hai să vedem. Doar ce-am aruncat eu așa câțiva ochi. Ai o dronă DJI din aia Phantom, care e 60 de milioane, boss. Ai un Apple Watch, acum am văzut că porți și un Apple Watch și un ceas normal câteodată, deci nu știu exact... Dacă te întreb cât e ceasul, probabil scoți telefonul și spui că e 7:30, mă rog. Ai un Apple Watch care, hai să estimăm că a costat 200 de dolari. Estimăm doar. Ai un iPhone 7, ai mai avut alte iPhone-uri, ca să nu mai vorbim de o mașină, ca să nu mai vorbim de toată aparatura pe care o ai și plus vreo 3-4 camere. Asta a costat 18 milioane și am luat-o de pe OLX. Tu ai un pachet camera de 34 de milioane. Vezi? Acolo bate la ochi. Acolo bate la ochi. Probabil îți trebuie 5.000 de dolari ca să-ți schimbi cauciucurile la BMW, nu știu. Vorbim foarte serios, treaba asta nu e ok. Poți te super, pe mine nu mă deranjează că nu sunt genul de om care să vină. Nu vreau promovare de la tine. Nu m-am ridicat pe spatele tău, boss, stai liniștit. Faptul că ești în titlu, mie mi-oferă doar vizualizări. Ceea ce îmi oferă clipul la recomandate și după aceea vin oameni și spun, băi, chiar îmi place că am găsit canalul tău la recomandate. Asta e tot ce mi-oferi tu și îți mulțumesc, na, dacă contează. Oamenii tăi nu vin la mine, stai liniștit. Vrei să îți dau un sfat sau? Ți-am dat mai înainte o grămadă. Vrei să faci o faptă bună, fă-o. Vrei să rămâi la fel, fii la fel. Eu n-am nicio problemă.
Eu o să fiu întotdeauna aici ca să discut ce vreau eu, sunt liber, și să ajut alți oameni să-i scot din întuneric. Pentru că aparent îs câțiva care încă îs în întuneric. Nu sunt agresiv, sunt un pic nebun, asta e adevărat, dar asta e. Acestea fiind spuse, cam asta s-a întâmplat locuitorilor. Am pus și pe Facebook, dacă vă interesează, link în descriere. Se știe, da? Se știe, frumos, elegant, ușor apăsat. Hai, trăiască oamenii. Nimic nu se compară, tati, nimic nu se compară. Dar parcă lipsește ceva. E un clip cu tematică, nu? Și parcă lipsește ceva, stați un pic. Am zis că merită, dacă tot, știi? Și chiar... chiar o să las pagina Pepsi în descriere, din amuzament, evident. Mergeți acolo și bateți la cap. Îți iese? Îți iese? Fă-o. Distrează-te. Ajută oameni. Eu o să ajut oameni, dar din păcate nu o să filmez. Și știu de ce o să spui că o să filmez. Pentru că oamenii au donat câțiva bani și tu trebuie să arăți o dovadă, nu? Ceea ce e super ok, dar asta înseamnă că abonații tăi n-au încredere în tine, vorba vine. Pe platforma asta sunt atâția, nu pot să-i înțeleg, tati. Se apucă de YouTube, îl iau ca un business mare, major, fug în stânga și în dreapta să facă colaborări, vorbesc cu fiecare, toți sunt la fel aproape. Dacă ești pe gaming, toți sunt la fel. Dacă ești pe clipuri amuzante și sketch-uri, toți sunt la fel. Nimeni nu e interesat, toată lumea zice la ăla-i merge și eu vreau bani. Și eu vreau like-uri. Să-mi bat piciorul. Faceți, tati, faceți bani, faceți like-uri. Eu beau o Corona. M-a ajutat un locuitor să o cumpăr. Știe el cine. Mulțumesc foarte mult. Este aici, o beau. Locuitorii mei au donat cât s-au putut și ei pentru campanie. Am făcut 6 euro, vă anunț, băieții. Să rămână. Au venit și primii bani din YouTube după 4 ani. 4.600.000. Mergem la cinema, înseamnă. Asta vă mai spun eu, ne despărțim un pic de subiectul ăsta. O să mă duc, urmează, mă apuc imediat. Revenim imediat la normal. O să urmeze review la Fantastic Beasts, la Arrival. Am fost prins cu shit-ul ăsta. Și o să mă duc mâine sau poimine la ăla cu Nocturnal Animals. Pentru că toți mi-ați recomandat. Asta așa, off-site. Îs mândru de oamenii mei, pe bune. Platforma asta e atâta de plină că mai ies aproximativ 3 oameni care fac o treabă bună. 3 oameni care au reușit să-și strângă o mână de oameni a lor să spună ăștia suntem noi. Te știu deja. Codrin Bradea, respect. Andrei Cosmin, respect. Și aparent, poate, nu vreau să mă laud, dar suntem 28.000, deci cu sinceritate... Și sarcasm matur s-a putut, sucre. Și arta filmului, arta filmului, arta, omul meu, prietenul meu, mergeți, este acolo la recomandate la mine, omul e super, hai să facă și el 1000, hai vă rog, dacă vă place. Am postat pe Facebook și am văzut audiența mea și mi-a crescut inima. Vă salută, tati, sarcasm matur, dume bune, asta e tati, Caterinca, hai să fim sănătoși. Vă știți voi, Daniel, locuitor, a creat un hashtag și am zis hai să intru în contact cu voi. Am vreo 2-3 cerințe pe final, dacă se poate. Bă, las linkul de donație în descriere. Nu mă las, vreau să donați, vreau să fiu bogat. Așa, așa. Deci, 2-3 cerințe pe final. Vreau să mergeți la Pepsi pe pagină, o să las în descriere. Să scrieți că Sucre v-a trimis doar ca să-i facem confuși, că nu știu cine sunt. Dacă se poate, dacă nu aveți chef, e perfect normal. Nu am niciun ban din asta, ăsta m-a costat 10 lei și 50 de bani de la Kaufland, 5 lei și ceva de la Kaufland. Sau puteți să mergeți la Kaufland pe pagină. Ești doar curios de puterea noastră și de amuzament. Faceți ce vreți. Sucre nu vă obligă niciodată. Revenim la locuitorul Daniel, a scris pe Facebook, nu patriarhul, ălălaltul, a băgat hashtag-ul ăsta super mișto. Și mi s-a părut chiar super mișto. Și dacă ați ajuns până aici în clip, și ați prins ceva din discuția asta, vreau să faceți orice. Eu o să le verific,
Nu o să fac clip pentru că lungim subiectul ăsta și nu merită. Nu merită, știți cine, motive evidente. O să vreau să postați la voi pe Facebook hashtag-ul. Nu postați clipul meu, lasă. Dacă vreți, postați, dacă nu știți cum sunt eu. Vreau să postați hashtag-ul că am văzut că am... Eu sunt bătrân, dar am văzut că e chestia aia cu trending-ul, știi? Trending. Și vă găsesc mai ușor. Și dacă aveți o opinie, vreau să o scrieți pe Facebook. Cu hashtag-ul ăla, ca să vă găsesc. Vă dau like, vă răspund, poate să ne înțelegeri, știi ce zic? Puteți să vă filmați dacă vreți, spuneți, bă, Sucre, eu cred că puteți să scrieți, puteți să lăsați poze, eu o să mă uit, așa poate vă răspund la alte întrebări care le mai aveți, nu știu. Și ultima cerință e o cerință pe care de obicei nu o fac și voi mă știți cel mai bine. Tot ce am nu este prin donații, nu este... prin YouTube, mi-am cumpărat pe banii mei, nu mă vezi cu Apple Watch, nu mă vezi cu iPhone, am un S3 Neo. Asta a costat 5 lei și am luat-o din salariul meu. Na, știi ce vreau? Pentru că presimt că o să vină un hate din ăla mare, pentru că sunt mulți oameni care nu înțeleg, nu se uită la clip. Și vreau să, țineți minte că nu v-am cerut asta niciodată, vreau să dați like. Pă bune, hai să mor eu. Dacă se poate. Dacă nu se poate, boss, poate ești la calculator, stai pe spate pe scaun, ai urmărit clipul, l-ai oprit, nu mai ai chef, e complet ok, vorbesc serios. Like-ul ăla vreau să îl văd doar dacă ești de acord. Gen, Sucre, am înțeles, sunt de acord, foarte bine că ai zis asta. Asta e tot ce înseamnă. În rest, nu mă interesează altceva. De asta vreau like acum, nu o să mai cer, adică doar că, dacă vreți să continuăm seria de Minecraft. Dacă vreți să continuăm seria de Minecraft, like și din astea. Ne-am înțeles, locuitorul, dacă sunteți de acord și astea, like, chestii, Pepsi, Kaufland, ne amuzăm un pic dacă tot e subiectul. Și nu mai fi așa de butthurt, știi tu cine, n-are nimeni nimic cu tine, nu a menționat nimeni nimic de tine. Suntem o comunitate mică și așa trebuie, suntem sub domul nostru și aici o să rămânem pentru că ne place. Și tu stai acolo, stai acolo cu oamenii populari din liceu, e complet ok. Sub butonul de like o să găsești ăla de donații și al clip mișto. Și subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.